Începând de luni, Biroul pentru Încasarea Taxelor și Impozitelor își va relua activitatea cu publicul. În acest moment, taxele și impozitele locale se pot plăti doar online. Există această restricție luată de către Comitetul Local pentru Situații de Urgență, ca până mâine accesul cu publicul să fie restricționat la ceea ce înseamnă serviciile primăriei. Însă de luni am vorbit cu cei de la taxe și impozite, vom relua activitatea cu publicul, dar cu restricții în sensul în care vor intra doar 2-3 persoane odată, după care, după ce vor ieși cei care au plătit, vor intra alte persoane. Deci vom putea să încasăm din nou taxele și impozitele. Perioada de beneficiere a reducerii impozitului cu până la 10% se va prelungi până la finalul lunii iunie. Guvernul României a luat această decizie prin Ministerul de Finanțe și perioada s-a prelungit de la 31 martie până la 30 iunie. Se pot plăti taxele și impozite cu acea bonificație de 10%. Activitatea birourilor care presupun interacțiunea directă cu publicul a suferit modificări pentru a limita răspândirea epidemiei cu COVID-19, însă se va reveni la programul normal.